Luca, capitolul 7. După ce a terminat de spus cuvintele sale în auzul poporului, Iisus a intrat în Capernaum. Și era un centurion care avea un slujitor pe care îl îndrăgea. Acesta era bolnav, pe moarte. Auzind despre Iisus, centurionul a trimis la el niște bătrâni ai iudeilor cu rugămintea să vină să-i vindece slujitorul. Ajunși la Iisus, ei l-au rugat stăruitor: merită să faci aceasta pentru el, fiindcă iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a construit-o. Iisus a mers cu ei și pe când ajunsese nu departe de casă, centurionul a trimis niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, de aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Dar spune numai un cuvânt și slujitorul meu se va vindeca, pentru că și eu sunt un om sub autoritatea cuiva și am în subordine soldați. Și dacă îi spun unuia, du-te, și se duce, și altuia, vino, și vine, și slujitorului meu, fă aceasta și face. Auzind acestea, Iisus a fost uimit de el și, întorcându-se către mulțimea care îl însoțea, a zis: vă spun că nici la cei din poporul lui Israel nu am găsit asemenea credință. Când s-au întors acasă, cei trimiși l-au găsit pe slujitor vindecat. Puțin după aceea s-a dus într-o cetate numită Nain și mergeau cu el ucenicii și o mulțime mare de oameni. Cum se apropiau de poarta cetății, iată că era dus la groapă un mort, singurul fiu al mamei sale, iar ea era văduvă. Și era cu ea multă lume din cetate. Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut milă de ea și i-a spus: nu plânge. Apoi, apropiindu-se, s-a atins de patul mortului, iar cei care îl purtau s-au oprit și a zis: tinere, îți spun, ridică-te! Mortul s-a ridicat și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Și pe toți i-a cuprins frica și îl slăveau pe Dumnezeu spunând: un profet mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu l-a cercetat pe poporul său. Și s-a răspândit acest cuvânt despre el în toată Iudeia și în tot ținutul din prejur. Pe Ioan l-au înștiințat ucenicii săi despre toate acestea. Chemându-și doi dintre ucenici, Ioan i-a trimis la Domnul să-i spună: tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Când au ajuns la el, oamenii i-au spus: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să întrebăm, tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? În ceasul acela, Iisus i-a vindecat pe mulți de boli, de neputințe, de duhuri rele și le-a dăruit multor orbi vederea. Și le-a răspuns: mergeți și povestiți lui Ioan ce ați văzut și ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Fericit este cel care nu se va poticni din cauza mea. După ce au plecat cei trimiși de Ioan, Iisus a început să vorbească mulțimii despre el. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Sau ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine fine? Iată, cei cu haine strălucitoare și care trăiesc în desfătări sunt în palate. Sau ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, mai mult decât un profet. El este cel despre care stă scris: iată, eu îl trimit pe vestitorul meu înaintea feței tale, pe cel care va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femeie nu e nimeni mai mare decât Ioan. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot poporul, chiar și vameșii, auzind, au recunoscut dreptatea lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei.
neprimind botezul. Așadar, cu cine îi voi asemăna pe astfel de oameni și cu cine sunt ei asemănători? Sunt asemenea unor copii care stau în piață și strigă unii la alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Căci a venit Ioan Botezătorul, care nu mănâncă pâine și nu bea vin, și spuneți, are demon. A venit Fiul Omului, care mănâncă și bea, și spuneți, iată un om care mănâncă și bea vin, prieten cu vameșii și păcătoșii. Dar înțelepciunea a fost recunoscută dreaptă de toți copiii ei. Unul dintre farisei l-a chemat să mănânce cu el. Iar Iisus, intrând în casa fariseului, s-a așezat la masă. Și iată o femeie din cetate, o păcătoasă, care aflase că el stătea la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir, s-a așezat în spate la picioarele lui și, plângând, a început să-i spele cu lacrimi picioarele și le ștergea cu părul ei, le săruta și le ungea cu mir. Văzând, fariseul care îl chemase și-a spus în sinea lui, dacă acesta ar fi profet, ar ști cine și cum este această femeie, că e o păcătoasă. Dar Iisus a răspuns, Simone, am ceva să-ți spun. Iar el a zis, spune, învățătorule. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de dinari, iar celălalt 50. Pentru că nu aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Așadar, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, socotesc că acela căruia i s-a iertat mai mult. Iar el i-a spus, ai judecat drept. Și întorcându-se spre femeie, i-a spus lui Simon, vezi această femeie? Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele. Ea însă mi-a spălat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul ei. Sărutare nu mi-ai dat. Ea însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele. Cu ulei nu mi-ai uns capul. Ea însă, cu mir mi-a uns picioarele. De aceea îți spun, iertate îi sunt păcatele ei multe, pentru că a iubit mult. Cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Iar ei i-a spus, păcatele îți sunt iertate. Cei care stăteau la masă au început să spună în sinea lor, cine este acesta de iartă și păcatele? Dar Iisus i-a zis femeii, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.